Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, APDRP, a implementat campania pentru acordarea informațiilor specifice derulării proiectelor finanțate cu fonduri europene, fonduri acordate prin Programul Național pentru Dezvoltare Regională. Printre proiectele agricole de succes din județul nostru se regăsește și o fermă ultramodernă de castraveți, afacere care se întinde pe o distanță de aproximativ un hectar și care a fost finanțată cu bani de la Uniunea Europeană. Investiția a fost începută în anul 2010. Da. Și finalizat în 2013. Încă suntem la început cu producția și cu tot ceea ce înseamnă agricultură. Creșterea castraveților poate fi o treabă ușoară, însă când vorbim de cantități industriale, lucrurile se complică, iar cei care vor să-și facă o afacere în domeniu au nevoie de utilaje și ajutor de specialitate. Proiectul APDRP are ca scop să realizeze informarea corectă, îmbunătățirea percepției publicului și evidențierea conceptului de activitate economică eficientă la standardele europene. Un alt proiect de succes este cel al doctorului Frătiloiu din Călugăreni, care a accesat fonduri europene pentru modernizarea unui cabinet stomatologic. Ne-am propus să facem în această zonă, fiind cazul, mai am un cabinet și în zona Baloteștiului. Era nevoie și aici în zonă, am cunoștințe multe aici și nu puteam să iei, să-i duci și distanțe mari și am zis, haideți totuși să investim, să facem ceva și pentru zona aceasta. Mircea Hideg este un om muncitor care, cu ambiție și dăruire, a atras fonduri pentru a construi un atelier pentru fabricarea de obiecte și elemente artizanate metalice. E mai mult un atelier pentru obiecte artizanale și pentru lucrări mici de confecții metalice. Mă rog, nu suntem noi industria română, dar ne face și noi treaba. Încercăm să supraviețuim în condițiile economice de astăzi. Mi-a plăcut de mult. M-ar fi, ca să zic, încântat situația să pot să am un atelier unde să fac fel și fel de lucruri și de... Și asta e tot. Proiectul APDRP este în continuă desfășurare la nivel național, iar în județul nostru se încheie în data de 4 iulie. Părerea mea este că aceste vizite au decurs foarte bine. Impactul pe care l-au avut este vizibil. Sunt oameni care au participat, au fost foarte interesați de ceea ce s-a întâmplat aici și mesajul lor a mers acolo unde trebuie. Ca o componentă a acestui program se dorește și crearea unei rețele de multiplicator de informații a APDRP-ului și această rețea încet încet începe să prindă formă.